Pristoase Dumnezeu nostru, veselit al lumii, lumina cunoștinței, că într-o dânsa cei ce sluge stelelor, că de la stea a învățat să se închine ție, soare al dreptății, să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, trei crai de la răsărit, cu steaua au călătorit și au mers după cum citim, până la Ierusalim, acolo au ajuns, steaua în zor li s-a ascuns, și le-a fost a întreba, prin oraș a căuta, unde s-a născut un crai mare de curând. Ispitindu-i vruse toți să afle despre Hristos, și cu grai adăugat, foarte lor li s-a rugat, zicând, mergeți de aflați și apoi mă înștiințați, să merg să mă închin și eu ca unui mare Dumnezeu. Craii dacă au plecat, steaua iar li s-a arătat, și au mers până astătut unde era pruncul născut. Și cu toți s-au bucurat pe Hristos dacă au aflat. Cu darul s-au închinat ca la un mare împărat. Și înapoi dacă au purces, pe altă cale au mers, precum le-a fost lor zis îngerul noaptea în vis.
care este să audă șapte voi. Bunați-vă! Aho, aho! Bună vremii, gospodar! Gospodarul voi plugat, care stați acolo la masă, iar din noi nici cumva pasă. Am venit cu voi în bună, am tot țară în comună. Să vă spuneți ce trăiți, pentru cum să am fericiți. Și ca pomii să înfloriți, și ca ei să îmbătrâniți. Doamne, binecuvântează casa care o urează. Dumnezeu în patru voi, Dumnezeu mâna din noi. Dar din dreapta voi plăcăi, să sunați din surgă noi, să se audă în șapte voi. Mânați, mă! Voi ieși în fara voi, am acăriți și voi cu noi, mânați, mă! Sus pe cer ce strălucește, costea mare ce găstește. Că se curmă de acum, a nevoilor greu drum. Asta e steaua românească, a unirii, a frățirii. Stea de viață, stea de spor, stea de bine viitor. O, Doamne, să lucească steaua noastră românească și să stea tot între noi, să nu mai avem nevoi. Cum să verde vara voi, adunați-vă flăcăi, răzămați-vă flăcăi și sunați-i zurgălăi. Și viață nouă. Anul nouă să ne fie început de veselie. Mici pe mari ori tribunii, pași pe mic cu bună vin. În frăție și dreptate, la mulți ani cu sănătate. Bărășei frumoși pe patră, ia mai tradiți încă o dată, și încă o dată, măi clăgăi, să se audă în șapte băi, cu mâini date de la noi.
înainte, mulțumim carnea seculare, mulțumim Consiliul Județean Neamț pentru acest minunat spectacol și minunat pentru parteneriatul pe care l-am avut pentru organizarea acestei gale. De la an la an, Fărăcică de la Munte ne încântă cu spectacole deosebite. Anul acesta a avut ceva nou și se pare că le-a reușit în pragul sărbătorilor. Vă doresc și lor mult succes! Doamnelor și domnilor, avem onoarea să avem alături de noi la această gală pe doamna prefect Daniela Soroceanu, căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul. Vă rog, doamna prefect, dacă vreți să-i mulțumim pentru tot sprijinul care a fost domnul Nemțean. Bună ziua tuturor! Luna decembrie este luna colindelor, este luna cadourilor și este luna unui bilanț al sportului nemțean. Sportul nemțean este sinonim cu performanța. Lucrul acesta este vizibil de la an la an și este o tradiție. Așa cum sloganul pentru sport pentru tineret pentru viitor, eu aș spune, pentru viitor avem nevoie de tineri care să facă sport. Drept pentru care vă mulțumesc, doamnelor și domnilor antrenori, faceți posibil acest lucru pentru tineri din județul Neamț și pentru viitorul României. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor antrenori, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor profesori și vă mulțumesc voi, sportivii voastre. Un an cât mai bun și multă sănătate pentru asta. La mulți ani! Și să fiți alături de noi și de sportul nemțean și în anul 2019. Continuăm din partea Consiliului Județean Neamț, domnul Cătălin Ghiței, domnul administrator. Bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să putem astăzi găzdui acest eveniment de premiere a celor mai buni sportivi nemțeni. Alături de președintele Consiliului Județean, domnule Arsene, suntem bucuroși, dar și mândri pentru rezultatele pe care le-ați obținut. Sunt convins că exprim nu doar sentimentul meu personal sau al Consiliului Județean, ci exprim un sentiment mai larg al tuturor nemțenilor. Apreciem în mod deosebit performanțele pe care le-ați reținut în competiții importante cu competitori de mare valoare. Iar în acest context, performanțele pe care le-ați sunt cu atât mai valoroase. De aceea, Consiliul Județean Neamț, împreună cu Direcția pentru Tineret și Sport și Primăria Municipului Piatra Neamț, au hotărât să recompenseze performanțele pe care le-ați obținut, eforturile pe care le-ați făcut pentru a vă pregăti și pentru a obține aceste rezultate. Este un gest pe care îl meritați, alături de aprecierea tuturor neamțenilor. Încă o dată, felicitări și mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim asta pentru tot efortul care a depus în anul 2018 pentru sprijinul acordat sportului din județul Neamț. Din partea Consiliului Local și a Primăriei Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitic. Dragi sportivi, dragi reprezentanți ai sportului nemțean, dragi autorități locale, mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a Galei Sportului Nemțean și vreau să aduc aprecierea mea Direcției Județene pentru Teren și Sport pentru faptul că păstrează tradiția și premiază performanța sportivă la finalul fiecărui an. Dacă ar fi să facem o scurtă radiografie a sportului românesc,
putem să spunem cu sinceritate că au fost și vremuri mai bune, dar aici nu intervine talentul și capacitățile sportivilor, pentru că se regăsesc timp plin la nivelul țării și poate că finanțarea este cea care ar putea să genereze mai mult decât am avut până acum. Eu sunt convins că putem ajunge acolo unde am fost și vreau să aduc aprecieri deosebite sportivilor nemțeni pentru rezultatele pe care le au obținut în acest an și să vă asigur de faptul că veți găsi în mine un sprijin prin facilitarea accesului în cele două baze sportive importante pe care le avem la Piatra Neamț, Stadionul Ceahlău și Sala Polivalentă, prin finanțările pe care le oferim pe legea 350, prin parteneriate pe care le facem cu instituții publice, cum sunt Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Liceul Program Sportiv și altele. Felicitări pentru rezultatele obținute în acest an. Eu v-am urmărit cu mare interes de fiecare dată. Vă doresc tuturor sărbători frumoase și un an nou cu sănătate, cu putere de muncă și cu rezultate deosebite în activitatea pe care o desfășurați. La mulți ani, tuturor! Mulțumim, dumneavoastră, că vă spun din nou în 2019 alături de sportul de Piatra Neamț. Și anul acesta vreau să mânez un premiu sau mulțumiri oficiale și speciale doamnei directoare economic, Adriana Bosovici, care, pentru că noi doi știm, nu reușim să fim alături de sportul din județul Neamț. Să felicitări și vă mulțumim. Înainte de a intra în premiile sportive, aș vrea să fac o scurtă sinteză a anului 2018. A fost un an, să-i spunem, normal. Nici prea, nici foarte, foarte. Am avut și rezultate deosebite, dar am avut și neîmpliniri. Dacă în 2017 am avut 317 medalii, anul acesta avem 361. Să spunem că suntem undeva la mijloc, deoarece am avut și 240 în alți ani, dar am avut și 421, deci maximul de medale a fost 421. Să spunem că anul 2018 a fost un an bun, mai ales că rezultatele dumneavoastră situează județul Neamț undeva în prima jumătate a direcțiilor pentru sport și tineret din țară, undeva, să spunem, locul 19 la un clasament neoficial la ora actuală, deoarece nu s-au încheiat încă toate activitățile sportive, toate campionatele mondiale. Vor mai fi, probabil, mici mișcări în acest clasament. Aș putea spune, de asemenea, că a fost un an normal. Am avut 480 de competiții oficiale la județul Neamț. Anul trecut au fost 464. Deci, o ușoară creștere și foarte mică o creștere de număr de participanți. Dacă în 2017 am avut 53.100, anul acesta 54.202. Eu am o situație foarte amănunțită asupra activității comparative din anii trecuți cu anul 2018, doar aș spune că la sportivi participanți la loturile naționale suntem într-o ușoară cădere, dar de la 2011 încoace tot participăm la loturile naționale din ce în ce cu mai puțin sportivi. Dar asta nu înseamnă că cei 134 de antrenori acreditați de Ministerul Tineretului și Sportului sau 150 de instructori sportivi acreditați nu își fac datoria sau nu muncesc pentru înalta performanță, pentru a aduce sportivi la loturile naționale și de a participa în echipele reprezentative ale României. După ce am făcut această primă prezentare, aș începe cu premierea celor mai deosebiți oameni
premii speciale le-am intitulat, care au contribuit sau care duc renumele județului Neamț peste hotare. Și voi începe cu Vornicul Cristian, la futsal, ceahnăul Piatra Neamț. Este delegat cu UEFA la competițiile internaționale, Liga Campionilor și preliminarele Euro Women 2019. Un om care l-am mai văzut aici pe podiumul nostru și care cred că ne va reprezenta cu cinste în lume acolo la Federația Internațională. Felicitări pentru tot ceea ce ați. Am ca să precizez, domnul Vornicu, veți ieși pe acolo la semnat. Toți care veți veni aici și veți primi plachetele, să ieșiți pe acea ușă pentru a primi și premiul financiar. O altă personalitate care a văzut-o și anul trecut pe podium și care ne încântă cu participările la Federația Internațională de Fotbal, Urzică Vladimir, delegat la jocurile oficiale din preliminările Liga Campionilor, din Europa League, precum și la jocurile interțări de senior și tineret, Islanda, Spania, Spania, Elveția, etc., etc. Sunt foarte multe felicitări și mult succes în continuare. Pentru că toți suntem la capitolul arbitrii reprezentativi, Georgiana Lungu și Mihaela Paraschiv fac un cuplu deosebit la handbal. Au fost la Federația Internațională de Handbal în mai-iunie 2018, la delegate la jocurile oficiale EHF, jocurile feminin, de asemenea la Challenge Trophy și la jocurile mediteranee, turneu găzduit de Muntenegru. Felicitări! Mulțumim și succes în continuare! De echipă, un alt arbitru internațional delegat la Campionatul Mondial Școlar și la Campionatul European de Juniori, Volcinski Sebastian. Pentru prima dată, cred că avem și un campion pe podiumul, să zic, locul 3 la Campionatul Național de Drift, Botiș, Alin, Trifan Cătălin și Grigorici Ilarion de la AU Bio Class Drift Piatra Neamț. O ramură sportivă care este foarte costisitoare, dar și cu performanțe și cu multă adrenalină. Felicitări și în continuare vreau să vă prezint o persoană care, pe lângă problemele de sănătate pe care le are, se dăruiește sportului în continuare, are rezultate deosebite. L-ați mai văzut, cred că și în alți ani aici pe podium, Eusebiu Popa. Clubul sportiv este obișnuit la Neamț, obișnuit cu rezultatele la rugby feminin și ține încă ștacheta sus pentru a felicitări și mulți succes. Anul trecut la alpinism am avut pe alte persoane care au dus standardul României și performanță, în alta performanță la alpinism. Anul acesta vom premia pe Adrian Laza, ascensiune pe vârful Macalu din masivul Himalaya, 1485 de metri. Un premiu deosebit pentru Husariu Ionuț, de la Atletism, participat la circuitul Carpaților, curse de maraton și semi-maraton, de 8 ori s-a clasat pe podium în 14 curse. Antrenor Grigoroae Andrei.
Cred că pe Andrei îl mai cunoașteți de la, este partenerul nostru la organizarea multor acțiuni de cross și de cross mountain bike, care a fost un succes și în 2019. Avem un record național în 2018 la junior 3 la 100 de metri, Munteanu Silviu. Succes în continuare. În 2018 a adus rezultate deosebite nu numai sporturilor din cadrul cluburilor sportive, ci și Isu Neamț, prin Asmarandei Florin, a obținut aur la greutate la campionatul european al pompierilor, aur la simită la campionatul european, aur la ciocan și aur la disc. Numai aur. Felicitări și mult succes! Campionatul european al pompierilor. Pot să rămâi un pic, că mai avem un coleg al tău, Danțiș Marian, campion european al pompierilor la cross aur și argint la silița. Iată doi pompieri care rândă serviciul dedicat oamenilor, fac și performanță sportivă. Vă mulțumesc și felicitări și mult succes în continuare! Am invitat, probabil, am să vină să vă vadă și în varianta de premianți, nu numai de lucrător la Isu Neamț. Felicitări pe dată! Mult succes! Echipa de la Ritmic Dans Piatra Neamț, antrenor Corfă Lătrămioara și Drăgoi Roxana, a obținut bronz la Festivalul Balcanic de Majorete la Buzău. Majoreta de aur, da. Haideți! Beach Handball din Muntenegru a avut sportivi de la Piatra Neamț și vrem să felicităm și să premiem pe Răzvan Caba pentru această performanță. Răzvan Caba, liceul cu program sportiv Piatra Neamț. Din nou pe podiumul de premiere, prin Augsburger Iulia Milena, argint la Campionatul Balcanic de alergare montană tineret. Acestea au fost premiile deosebite, premiile speciale pe care le-am titulat noi. Continuăm cu sporturi neolimpice. Aici e un pic mai dificil să spun așa, pentru că încep cu radioamatorismul. Maxim Mihaela, ciaclonul Piatra Neamț, bronz la Campionatul Mondial de Telegrafie Viteză din Kazahstan, aur cu echipa și bronz la individual la Campionatul Balcanic și aur cu echipa și bronz individual la Cupa Europei. Din păcate, nu este prezentă. Tot de la Clubul Sportiv Ceahlău și tot de la Radioamatorism, cojocarul Lucian, este în sală,
bronz cu echipa la campionatul mondial de telegrafie viteză de la Astana, Kazahstan, aur cu echipa la campionatul balcanic și aur cu echipa la Cupa Europei. Sunt mândru să spun că este antrenorul, că sunt antrenorul acestui sportiv și nu numai, subsemnatul Gheorghe Baisa. Și ca să termin cu antrenorismul, pentru prima dată aveți aici, mă copleșesc emoțiile, Victoria Baisa, bronz la campionatul mondial de telegrafie viteză. Felicitări! Mulțumim! Continuăm tot cu sporturile olimpice. De asta dată trecem la karate. Anică Daniel este și antrenor și sportiv. Clubul sportiv Sac Internațional Karate Gheorghe Traian. Campionatul balcanic, locul 2 la cuvinte individual, locul 3 la kata individual. Asta rog să rămâi, pentru că mai e un sportiv. Asafte Alexandru, campionatul balcanic, locul 2 la comite individual. Irinei David, tot de la Clubul Sportiv Sac Internațional, locul 3 la comite individual, campionatul balcanic. Și pentru că a început cu karatele, haideți să vă propun să vedem performanțe de la artele marțiale în 2018. Continuăm cu Șerban Horia, Clubul Sportiv Ceahlăul, Caminare Piatra Neamț. Campionatul balcanic de 4 ori, aur la individual și echipă românică în capa și cuturile. Berbecaru Mihnea, de 3 ori, medaliat cu aur și argint și un argint la echipă individual și la kata cu minte. Vicu Codrin, Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, 2 medalii de aur la campionatul balcanic. Vodă Paul, Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, 2 medalii de aur la campionatul balcanic și un bronz la seniori. Filip Vasile, Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, campionat european, aur, argint și bronz. Filip? Nu este. Sava Teodor, Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, aur la tineret și bronz la campionatul european. Am lăsat la urmă antrenorul acestor ultimi sportivi, dar nu numai și antrenor este și sportiv, Paul Pintilie. A fost ajutat de Cătălin Bunghez. Cătălin este? Și pentru că am spus că veți vedea și toate cluburile care au dus fanionul artelor marțiale, continuăm cu Giurgi Andrei Bau Roman cu Aikido, campionatul european aur și bronz la seniori. Bandur Mihai Alexandru, tot de la Bau Roman cu Aikido, argint și bronz la campionatul european de seniori. Antrenorul acestor sportivi măreți, seniori, Cristea Mihai. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, anul acesta am considerat că vom declara antrenorii anului la Neolimpici două persoane, respectiv Paul Pintilie și Cristian Mihai, antrenorii anului la sporturi neolimpice. Vă mulțumim! Aceștia sunt reprezentanții județului Neamț la arte marțiale care în 2019 au obținut cele mai bune rezultate în competiții internaționale. Felicitări și mult succes în anul 2019! Vă așteptăm aici!
Trecem la categoria jocuri sportive și anul acesta am avut o surpriză deosebită de la LPS Roman prin echipa de baseball care a obținut locul 3 la campionatul european junior 2. Țocu Marius, antrenor. Dacă aveți Vlaș Robert, reprezentantul echipei. Felicitări și mult succes! Mulțumim pentru rezultatul deosebit! Felicitări! Tot de la LPS Roman, cu o echipă deosebită la fotbal, care a luat locul 3 la campionatul național, și o echipă condusă de domnul antrenor Danilă Gheorghe. Cred că avem șansă de un reprezentant. Cucu Gabriel este. Da? Cucu Gabriel. Cum am obișnuit în anii din urmă... Nu. Felicitări. Vreau să pardoneți un pic, pentru că în fiecare an noi am decernat premiul Viorel Roșiorul pentru cea mai tânără echipă și anul acesta echipa noastră de fotbal a fost desemnată cea mai bună, sau am considerat-o echipa cea mai tânără cu rezultate deosebite și cu un viitor strălucit. Mult succes pentru următorul an și vă așteptăm cu rezultate și mai bune! De la Clubul Sportiv și a Clubul Piatra Neamț, Anton Alexandru, antrenor a Vădanei Valentin și Domșa Codruț, CSM Piatra Neamț, fotbal. Cei doi sunt convocați la lotul național, nu, Anton Alexandru este convocat la lotul național, scuzați, Under 11, echipa de... Under 15, pardon, Under 15, scuzați-mă, de emoție, felicitări și sperăm la rezultate deosebite în continuare. Mult succes în continuare! CSM, un club nou, un club care provine CSM Piatra Neamț, CSM Ceahlăul Piatra Neamț la fotbal. Succes în continuare! Tot de la LPS Piatra Neamț, cred că o să avem multe rezultate aici. Avem un antrenor care l-ați mai văzut aici pe podium. L-ați văzut și cu VCM LPS Piatra Neamț. Dan Gavril, antrenor lotului național de volei Under 20, locul 2 la campionatul balcanic. Da, cred că sunt aici odată și pentru promovarea echipei de volei de seniori în divizia, cu regretul că ne apropiem de faza finală a acestei formații, fie prin desfințarea ei, fie prin retrogradare. Și, cum a spus domnul director al Direcției Județene de Sport, echipa de volei a României a obținut medalie de argint la Balcaniadă, am pierdut meciul în finală cu Serbia, prezentă 8 echipe. Pentru activitatea acestei echipe naționale, mulțumesc Consiliul Local pentru sprijinul acordat. Ne-am bucurat de condiții foarte bune în orașul Piatra Neamț. De altfel, prin baza materială care există aici, orașul Piatra Neamț poate fi declarat pe anumite momente un oraș sportiv. În ce își privește activitatea divizionarilor A, este de la an la an mai trist. Și mă uit în sală, nici nu știu ce numără domnul director la Direcția pentru Tineret și Sport, atâtea medalii, că de la an la an suntem din ce în ce mai puțin. Eu pentru anul care vine, ca să parafrazez pe urători,
și la anul care vine să vă dea Domnul bine. Multe roade pe copaci și mai mult lapte la vaci. Poate mă aude domnul ministru Daia și dă un punct, un sprijin în formația noastră de seniori. Mulțumesc! La mulți ani tuturor! Mulțumim, domnul Bărbacărăr, mulțumim, domnul profesor, sunteți foarte drăguți și să știți că vom continua tot cu volei. De asta dată la Under 18 ani, locul 3 la campionatul balcanic, antrenorii Andrei Mica și Rareș Gavril, Mădălin Corotaru, vreți să felicitați și dumneavoastră tânăra generației. Mădălin Cojucaru a participat la două ediții de la Balcaniada, are două medalii, o medalie de argint și o medalie de bronz. Elev la liceu cu program sportiv. Mulțumesc! Felicitări și mult succes în continuare! Și pentru că toți suntem la LBS Piatra Neamț, anul acesta, cea mai bună unitate școlară a județul Neamț se împarte între liceul cu program sportiv Piatra Neamț și liceul cu program sportiv Roman. Domnul director, felicitări și mult succes în continuare. Două unități sportive care ne-au încântat și ne-au pregătit mulți sportivi și ne dorim succes în continuare ca și anul următor să îi vedem aici și să împartă premiul pentru cea mai bună unitate sportivă școlară. Trecem la sporturi olimpice. Clubul sportiv Ceahlăul Piatra Neamț îl vom regăsi aici cu multe rezultate. Buriană Lenuța. Din păcate, Buriană Lenuța nu va mai fi la anul în registrele noastre, dar anul acesta a concurat pentru Clubul sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, antrenor Cojucaru Dan. Campionatul balcanic, aur și bronz la Istanbul și în Bulgaria. Încă e la noi. Un lucru bun. Tot de la Clubul Sportiv Ceahlăul și același antrenor, țigănașul Ioana Diana. Campionatul balcanic, aur, argint și bronz la Sofia, la Istanbul și din nou la Sofia. Ne bucurăm atunci, domnul de antrenor, că domnul profesor, că încă va fi tot la noi. Asta e meteahna noastră a județului Neamț, să creștem sportiv de performanță și să... Mulțumesc foarte mult celor doi directori de la Ceahlăul Piatra Neamț și LBS Piatra Neamț, sau de la LBS Piatra Neamț și Ceahlăul Piatra Neamț, pentru că ambele sportive au fost elevele liceului și sunt sportivele clubului. Cu siguranță problema, cât ți-a spus domnul director, cu Steaua București a fost de conjunctură anul acesta și la anul vom rămâne la Ceahlăul Piatra Neamț, dacă problemele de sănătate se vor ameliora. Vă doresc la mulți ani și un an 2019 de excepție. Vă mulțumim, vă dorim mult succes în anul care vine și ne bucurăm că veți fi tot la Ceahlăul. De la LPS Roman, atletismul ne încântă cu rezultate deosebite. Nicolici Dragoș, locul 6 la campionatul balcanic de junior și locul 2 la aruncarea ciocanului. Istanbul, Turcia. Antrenor Floroiu Emilian. Și tot la LPS Roma și tot la același antrenor, Nistor Șerban, participant la campionatul balcanic de junior, sală din Bulgaria. Felicitări și mulțumim. Și
tot de la LPS Roman, Chelariu Alin, antrenor Ciobanu Constantin, de la Judo, Under 13, categoria 50 de kilograme, Salonic, Grecia. Felicități, mulțumim tare mult! Mult succes și la următor! Când sportiv de acolo revine din nou pe podium cu atletismul și cu rezultat, un rezultat deosebit, un rezultat măreț, Bordeanu Irina, campionatul balcanic alergare montană, argint, Cupa Mondială de Alergare Montană, bronz, Cupa Mondială de Alergare Montană, argint, din Serbia, Andorra și Italia. Antrenor Olteanu Iulia. Și tot de la Olteanu Iulia mai avem o sportivă, Corhană Laura, de la Gala Sportului Nemțean, Fiatra Neamț, Lercea, cu dublă de estimare DPS. Campionatul balcanic de alergare montană argint din Serbia și Cupa Mondială de Alergare Montană din Italia, argint și bronz. Felicitări! Felicitări Olteanu Iulia, felicitări Clubul Sportiv Ceahlău și LPS Piatra Neamț pentru acești doi sportivi și acest rezultat deosebit. Aaa, mai premiat, chiar o Silviu, da, așa este. Și Giulia de la atletism, așa este. Au primit premiul. Felicitări! Felicitări! Felicitări și mult succes! Clubul Atletic Roman, tot în atletism, Sclimbia Georgiana, antrenor Ciordan Ioan, locul 3 la campionatul balcanic de atletism. De astă dată de la lupte, Iuraș cu Patricia, locul întâi la campionatul balcanic de lupte, antrenor Obreșa Mihaela. De pe acest podium canotajul. Canotajul care ne-a încântat an de an cu rezultatele deosebite și cu performanța, cu standardul tricolor ridicat pe cele mai înalte trepte ale podiumului la competițiile internaționale. Mustea Amalia, Clubul Sportiv Ceahlău, LPS Piatra Neamț, antrenor Petrescu Valeria. Același club, Ceahlău, Piatra Neamț și LPS Piatra Neamț, Rusu Alexandra, antrenor Dinu Cornelia. N-avem antrenori. Aceleași cluburi, Andron Monica, antrenor Coliciu Petre. Este bronz la campionatul european, locul 4 la campionatul european, locul 7 campionatul mondial, locul 4 campionatul european, din nou locul 7 campionatul european, de rezultate deosebite. Și pentru că și următorul premiant sau următorii premianți sunt tot de la canotaj, am să vă rog să rămâneți aici pentru o poză de grup. Și cu această ocazie permiteți-mi să anunț și sportiva anului la județul Neamț, Pal Laura. Antrenor Gabriel Valentin. Medalie de bronz la campionatul mondial. Medalie de aur la campionatul european și
aur și argint la campionatul Balcanii. Felicitări! Felicitări pentru sportiva anului și cu această carte trebuie să ofer și celui mai bun antrenor, antrenorul anului la sportul olimpice, domnul Gabriel Valentin. Felicitări! Fără număr, nici nu se mai știe de câte ori este declarat de antrenorul anului. Felicitări și mult succes în continuare! Stimați invitați, aveți aici, în fața dumneavoastră, cea mai înaltă performanță a sportului nemțean. Cei mai buni sportivi, cei care de care suntem mândri și de care sperăm să-i vedem și la anul chiar pe podium și succes pentru Olimpiadă, pregătirea pentru Olimpiadă. Acolo este țelul. Felicitări și la mulți ani! Stimați invitați, doamnelor și domnilor! Gala Sportului Nemțean 2018 se apropie de final. Sperăm că anul viitor o să fie un an mai bun. Ne dorim cu toții. Ne dorim ca anul următor să fie cel mai bun. Ne dorim ca rezultatele sportivilor noștri să fie cât mai de aur sau cât mai aproape de aur. Vrem să ne dorim sau vrem să fim alături de sportul nemțean atât cât putem, dar rugăm și partenerii noștri sau rugăm și oficialitățile sau instituțiile care au posibilitatea să sprijine sportul nemțean. Nu am vorbit nimic de neîmplinire sau de regretele anului 2018. Avem câteva foarte mari și nu-mi vine în minte decât dispariția echipei CSM Roman, pentru care regretăm atât pentru handbal cât și pentru fotbal, dar sunt și altele. Permiteți-mi să vă transmit din partea instituției, din partea Ministerului Tineretului și Sportului și a Direcției Județene pentru Sport și Tineret, un călduros la mulți ani, sărbători fericite și mult succes în anul 2019, să ne vedem sănătoși! La mulți ani!